Deschideți cu mine cuvântul Domnului la Cartea Profetului Isaia, capitolul 6, de unde voi citi primele patru versete. Isaia, capitolul 6. Un pasaj cunoscut, însă un pasaj din care Dumnezeu ne poate vorbi de fiecare dată, pentru că este cuvântul Lui, înțelepciunea Lui. Și acest pasaj spune în felul următor. În anul morții împăratului Iozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafime stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușurii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Amin. Cuvântul pe care l-am citit și din care voi avea un mesaj scurt în această seară este un cuvânt pe care noi îl citim mereu, l-am auzit de multe ori. Însă este un cuvânt care trebuie să ne trezească atenția în legătura noastră cu Dumnezeu și trebuie să ne trezească dorința de a-L vedea pe Dumnezeu. Nu uitați, cel ce are această viziune este profetul Isaia. Este profetul lui Dumnezeu. Dacă vă uitați, așa cum probabil mulți cunoașteți, în primele 5 capitole ale profețiilor lui Isaia, Isaia este supranumit evanghelistul Vechiului Testament, dacă vă uitați, dacă ne uităm în primele 5 capitole, Isaia are această poziție pe care o au cei mai mulți și astăzi în biserici. Are degetul întins și zice: vai de voi, vai de voi, vai de voi, vai de voi. Primele 5 capitole. Cu capitolul 6 însă, când se întâlnește cu adevărat cu Dumnezeu, ce a zis? Vai de mine. Vai de mine. Când îl vezi pe Dumnezeu în măreția Lui, în frumusețea Lui, în splendoarea Lui, în puterea Lui, nu poți să te uiți la alții, te uiți la tine, mă uit la mine în dreptul meu și spun: cum mă poate Domnul iubi? Cum mă poate Domnul îngădui? Cum mă poate Domnul folosi? Cum mă poate Domnul ține în biserica Lui? Ceea ce însă în această seară aș dori să vedem cu toții este acest mare adevăr. Cuvântul Domnului spune că Isaia l-a văzut pe Domnul și este evident că l-a văzut pe Domnul în templu, pentru că spune aici: șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Se vede că l-a văzut pe Domnul în templu. O întrebare care trebuie să o avem cu toții și o întrebare pe care eu mi-am pus-o de foarte multe ori și pe care trebuie să ne-o punem fiecare este aceasta. Cum se face că într-un templu plin de oameni, într-o biserică plină de oameni, numai un om vede pe Domnul? Ce se întâmplă cu ceilalți? Ce se întâmplă cu ceilalți? Pentru că nu avem relatare că mai mulți au văzut ce a văzut Isaia și cred că numai el a văzut vedenia pe care a văzut-o. Cum se face că într-o biserică unul este vindecat și ceilalți nu? Unul este botezat de Domnul cu Duhul Sfânt
și ceilalți nu. Unul se zidește prin cuvânt și ceilalți nu. Unul vede măreția lui Dumnezeu în biserică și ceilalți nu. Cum se face lucrul acesta? Care dintre noi, și aș vrea să ridicați mâna dreaptă în sus, care dintre dumneavoastră, care dintre noi am vrea să-L vedem pe Domnul? Mână sus, să vedem. Păi toți. Frați și surori, ca să-L putem vedea cu adevărat pe Domnul, ne trebuiește, după acest text biblic, cel puțin trei lucruri. De aceea mesajul meu se va intitula Cum să vedem pe Domnul? Cum să-L vedem pe Domnul? Trei lucruri ne trebuiește. Dacă cineva dorește cu adevărat să se întâlnească cu Dumnezeu, să-L vadă pe Dumnezeu, să aibă parte de atingerea Lui, de mântuirea Lui, de vindecarea Lui, de cercetarea Lui, de bucuria mântuirii, de bucuria Duhului Sfânt. Țineți minte, trei lucruri ne trebuiește. Primul și cel mai mare, cel ce vrea să-L vadă pe Domnul, în primul și în primul rând, trebuie să-I moară împăratul. Trebuie să-I moară împăratul. Uitați-vă în versetul 1. În anul morții împăratului Ozia, l-am văzut pe Domnul. Isaia era consilier împărătesc. Istoria spune că cel puțin 5 împărați au beneficiat de consilierea lui Isaia. Se vede că Ozia a fost unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Isaia. Este mare lucru să fii prieten cu împăratul. Mare lucru. Dar până n-a murit Ozia, Isaia n-a putut să spună l-am văzut pe împăratul, pe Domnul. Ca să-L vezi pe marele împărat, pe Iisus Hristos, trebuie să-ți moară împăratul tău. În 2 Petru, 2 cu 19, partea finală a versetului. Cuvântul Domnului spune căci fiecare dintre noi este rob lucrului de care este stăpânit, robit. Împăratul este cel ce domnește. Și fiecare dintre noi avem un lucru sau două sau 100 care ne stăpânesc. Până nu moare împăratul nostru, nu-l putem vedea pe împăratul celălalt. De adevărat împărat. Credeți lucrul acesta? Nu-L poți vedea pe Iisus câtă vreme domnește peste tine și în viața ta mândrie. Nu-L poți vedea pe Iisus. Dacă împăratul mândrie domnește, hai să te vezi pe tine, am să mă văd pe mine. Nu este predică ca aceea pe care o predic eu. Nu-i așa că eu predic cel mai bine? Nu este cântare ca aceea pe care o cânt eu? Nu-i așa că n-are nimeni voce ca mine? Nu-i așa că dacă eu mă retrag din worship team, din cor, să prăbușește lucrarea lui Dumnezeu? Nu-i așa. Nu-i așa. Pentru că Dumnezeu îmi poate lua glasul la clipeala ochiului, îți poate lua glasul la clipeala ochiului, Dumnezeu se bucură să lucreze cu mine și cu tine și așteaptă lucrul acesta, dar vreau să vă spun că Dumnezeu se descurcă și fără mine și fără tine. Însă Dumnezeu vrea să lucreze cu mine și vrea să lucreze cu tine. Haideți să vedem trei împărați care ne necăjesc pe noi foarte mult. Primul este împăratul simț. Toți avem probleme cu simțirea, cu împăratul simț. Simț însemnează facultățile trupului. Auz, văz, miros, atingere, gust. Și foarte mulți mergem după ce vedem, după ce auzim, după ce ni se spune, după gusturile noastre. Nu este așa că de multe ori mergem acasă și în mașină discutăm cu soția, cu copiii? Ce nu mi-a plăcut la biserică astăzi?
Nu este așa? Aceea n-a fost predică. N-a fost nicio cântare bună, nicio profeție. Nu mi-a plăcut. De parcă aici am făcut, fiți atenți aici, un piedestal, un soclu, înseamnă am turnat ciment sau am zidit piatră și pe soclul acesta, pe piedestalul acesta, l-am pus Dumnezeu gustul meu. De-aia zicem, nu ne place. Ne închinăm la gust. Ne închinăm la plăcerea noastră. Dar aceste ne înșală. Hai să vă dau un exemplu dintre unul dintre cei mai mari oameni al lui Dumnezeu din toate timpurile. Sunteți de acord cu mine că patriarhii sunt cei mai mari oameni ai tuturor timpurilor, nu? Hai să ne uităm la un patriarh mare, al doilea patriarh al lui Israel. Care a fost? Isaac. Deschideți Biblia cu mine la Geneza 27. Isaac a avut o slăbiciune și s-a închinat la regele Simț. Și s-a înșelat amarnic. Pentru că regele Simț înșală. Dar regele Iisus nu înșală niciodată. Ia uitați-vă cu mine la Geneza 27 cu 21. Să vedem primul din regii, din regele Simț. Isaac i-a zis lui Iacob, apropie-te dar să te pipăi, fiule, ca să știu dacă ești cu adevărat fiul meu sau nu. Și cine a fost? Cine a fost? Iacob. Regele vedere l-a înșelat. 2. Geneza 27 cu 22. Iacob s-a apropiat de tatăl său Isaac, care l-a pipăit și a zis, glasul este glasul lui Iacob. Regele l-a înșelat. Când l-a auzit, a zis, ăsta seamănă cu Iacob. Da, totuși cred că este Esau. După cum, de foarte multe ori, zice, ai auzit de fratele? Ce nu, ce s-a întâmplat? Oh, zice, au furat 30 de mii de dolari. Du-te. Și e o minciună. Pentru că regele îi fură pe mulți. 3. Versetul 23 din Geneza 27. Nu l-a cunoscut pentru că mâinile erau păroase. Regele atingere, simțul atingere, l-a căutat pe mâini și ce a zis? Ăsta este Esau, domnule, că e păros. Și când acolo era un țap, o capră, piele de capră. Geneza 27 cu 25. Isaac i-a zis, adu-mi să mănânc din vânatul fiului meu, ca sufletul meu să te binecuvinteze. Regele gust l-a înșelat. Văzul l-a înșelat, auzul l-a înșelat, atingerea l-a înșelat, gustul l-a înșelat. Versetul 27. Iacob s-a apropiat și l-a sărutat. Isau a simțit mirosul hainelor lui, apoi l-a binecuvântat. Regele miros, simțul miros l-a înșelat. Vedeți, noastră, de ce spune în 2 Corinteni 5 cu 7 că adevăratul credincios nu umblă prin vedere, ci prin credință? Dacă vrei să-L vezi pe Marele Împărat Iisus Hristos, dragul meu, trebuie să moară Împăratul care te domină pe tine, care te stăpânește pe tine. Și pe cei mai mulți ne stăpânesc simțurile. Un alt împărat care ne stăpânește foarte tare este ambiția. Suntem ambițioși. Este bine să fii ambițios, dar ambițios în bine. Domnul vorbește cu unul din profeții lui și spune, Iona, bine faci că te mânii. Ce a zis Iona? Bine fac. Ambițios, domnul. Du-te și predică în Ninive. S-o crezi tu, nu mă duc.
Du-te și spune-le că pot să-i mântui. S-o crezi tu, nu mă duc. Este ambiție. Haide la casa Domnului, nu vreau să vin. Haide că în seara aceasta avem o seară specială. Duhul Domnului o să cerceteze poporul Domnului, o să fie cuvânt, o să fie lucrări din partea Duhului Sfânt. Who cares? Nu-mi pasă. Este ambiție. Și până nu moare ambiția, Dumnezeu n-are loc să domnească în viața noastră. Credeți lucrul acesta? Regele simț, regele ambiție și apoi este regele voință. Fraților, vă dau un exemplu. Vreau să mai facem o colectă în seara aceasta. Nu vreau. Nici eu cred că nu facem. Nu vreau. Haidem să ajutăm familia aceasta de sărași, de necăjiți. Nu vreau. Se poate și fără mine. Și acest nu vreau îl avem în firea noastră de când suntem mici. Ne naștem cu el, nu este așa? Mă uit la nepoțelul nostru, așeruț. Haide aici la bunul. Nu vreau bunul. Scut. Nu vreau. Și nu vrea. Cine vrea să-L vadă pe Marele Împărat Iisus Hristos, nu va putea să-L vadă dacă nu-i moare împăratul lui. În anul morții împăratului Ozia l-am văzut pe Domnul. A trebuit să-i moară lui Isaia împăratul cel mai apropiat ca să-L vadă pe cel mai mare împărat, pe Dumnezeul Scripturilor, pe Domnul Domnilor, pe Împăratul Împăraților. Și cuvântul Domnului este valabil și pentru noi. Dacă vrei să-L vezi pe Domnul cu adevărat, pe Marele Împărat Iisus Hristos, trebuie să moară împăratul tău, trebuie să moară împăratul meu, pentru că fiecare este rob lucrului de care este stăpânit. Fiecare are împăratul lui peste el. 2. Dacă vrei să-L vezi pe Marele Împărat Iisus Hristos, nu numai că trebuie să-ți moară împăratul tău, dreptul meu, împăratul meu. Trebuie să iubești închinarea. Observați aici, spune în versetul 2, serafime stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, deci nu vreau să fie ei văzuți. Cu 2 își acopereau picioarele, nu vreau ca să se cunoască locul în care ei au umblat. Cu 2 zburau să se ducă să facă voia lui Dumnezeu. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Este închinare în templu. Este închinare în casa lui Dumnezeu. Este închinare în poporul Domnului. Dacă în aceste zile din urmă diavolul urește ceva, este tocmai închinarea. Știți de ce? Pentru că ni se amintește mereu Psalmul 22 cu versetul 3. Totuși tu ești cel sfânt și locuiești în mijlocul laudelor lui Israel, în mijlocul închinării. De-aia nu vrea diavolul ca poporul Domnului să se închine, nici prin cântare, nici prin rugăciune, nici prin dărnicie, nici prin cuvântul lui Dumnezeu, să nu se adune la oaltă, iară să ne adunăm, pentru că știe că acolo în închinare se coboară Dumnezeu. Dar știți de ce urăște el închinarea? Pentru că o dorește el să îi fie adusă lui. Ce a spus la Domnul Iisus Hristos? Ce a spus? Închină-te mie, asta este dorința lui, moare să vadă pe cineva că îi se închină, moare. Dar de ce să mă închin eu la cel rău? De ce să te închin tu la cel rău? De ce să-i faci voia când pot să fac voia lui Dumnezeu? Când pot să cânt laudele Lui, când pot să măresc îndurarea Lui, când pot să-I mulțumesc pentru bunătatea Lui, când pot să-I aduc laudă pentru faptul că în fiecare zi îmi poartă de grijă, în fiecare zi îmi poartă de grijă. Ne dă pâine așa de toate zilele, ne dă sănătate,
ne dă îndurarea Lui, ne dă binecuvântarea Lui. Cine ne face toate acestea? Domnul. Nu merită închinare? Dacă vrei să-L vezi pe împăratul, închină-te Lui. Și ca serafimii, ca profetul Isaia, o să-L vedem pe Domnul în măreția Lui. 3. Dacă vrei să-L vezi pe Iisus, dacă vrei să-L vezi pe Domnul Dumnezeul Scripturilor, nu numai că trebuie să-ți moară împăratul, lucru care te domină, nu numai că trebuie să participi în închinare de fiecare dată, și aici în casa Domnului, și acasă și oriunde îi fii. Al treilea lucru de care ai nevoie, de care am nevoie, este să iubim casa Domnului. Unde l-a văzut Isaia pe Domnul? Unde l-a văzut? În templu. În templu. Parcă ne este greu să venim la casa lui Dumnezeu. Nu știu de ce. Măcar că în casa lui Dumnezeu sunt atâtea binecuvântări. Eu am o bucurie deosebită pentru casa Domnului. Deosebită. Nu am cuvinte să pot să vă descriu cât de mult și cât de dragă mi-este mie biserică. Cuvântul, închinarea, sunt viața mea, sunt bucuria mea. Mulți găsesc că este greu să iubești casa lui Dumnezeu. Cum zicea David în Psalmul 122, mă bucur când mi se zice, haidem la casa lui Dumnezeu. Mi-e groază că iar ne cheamă la biserică, fratele. Și mâine seară. Și mâine seară. Amin? Amin. Și mâine seară. V-am spus odată, dar vreau să vă aduc aminte din nou acum, pentru că este momentul potrivit. Uitați-vă cu mine în Psalmul 84. La un amănunt, la un fapt care trebuie să ne trezească nouă inima pentru Domnul. Primele 4 versete din Psalmul 84. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor! Sufletul meu suspină, auziți cât dorește acesta, și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune puii. Ah, altarele tale, Doamne al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. V-am spus, eu m-am născut la țară, într-un sat până cu 2 ani uitat de asfalt și de toate lucrurile. Într-o casă acoperită cu paie, aia era simbolul sărăciei. Acum, cine are casă acoperită cu paie trebuie să fie milionar, că paiele scumpe acum, s-a schimbat lucrurile. Da, ca să poți acoperi casa cu paie, trebuie să ai bani acum. Dar atunci, asta era cel mai simplu lucru, oameni săraci. Și în casa aceasta acoperită cu paie, care nu avea strașina acoperită cu scânduri, să nu sufle vântul pe sub strașină. Mi-aduc aminte, primăvara aia, aveam un spectacol mai bun decât internetul. Veneau rândunicile. Și casa aceasta, înăuntru, pentru că într-o cameră nu era terminată și acolo puteam să vedem, rândunicile își făceau cuiburi. Era plină casa de cuiburi de rândunici. Plină, plină. Zeci, poate sute de cuiburi de rândunici. Știam când o ouat rândunica și când trebuie să iasă puiul. Deci le cunoșteam pe toate. Însă aveam o bunică foarte aspră, era tot după noi. Mama bătrână, cum îi spuneam noi. Cum ne vedea că ne urcăm în pod să căutăm rândunicile și cuiburile? Ai grijă că de pui mâna pe cuibul de rândunică, îți uscă Dumnezeu mâna. Ăla era pedeapsă. Ne temeam să ne punem mâna pe cuib de rândunică, ne uitam numai în cuiburi, să vedem ce e acolo.
dar undeva pe la mijlocul verii se termina spectacolul. Rândunicile plecau. Și totul era pustiu în privința aceasta. Nu uitați-vă aici în cuvântul Domnului, versetul 3. Puneți versetul 3 acolo pe ecran, din Psalmul 84. Din Psalmul 84. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune puii. Este vorba de casa Domnului. Ceva interesant au văzut fie aceștia lui Core la templu. Ați găsit textul? Puneți-l acolo pentru că vreau să-l vadă biserica. Psalmul 84, versetul 3. Și lăsați-l acolo. În ebraică scrie până și vrabia, e probabil o soi de vrabie care nu este pe la noi, este vrabie din Orientul Mijlociu. Își găsește o casă acolo și rândunica un cuib. Sunt două feluri de oameni în biserică. Sunt oameni care, dacă vor să-L vadă pe Dumnezeu, au făcut casa Domnului drept casa lor. Și sunt oameni care în casa Domnului își fac numai cuiburi. Vor fi frumoase rândunicile, însă frate rândunică și soră rândunică, dacă ai făcut cuib în orchestră, cuib în fanfară, cuib în comitet, cuib în worship, cuib în cor, cuib pentru cei ce stați în spate și cuib pentru cei ce stați în față, e vai de biserica aceea. Frate rândunică, casa Domnului nu trebuie să fie o casă în care ne facem cuiburi, ci casa Domnului trebuie să fie o casă în care noi locuim. Până și pastrea își găsește o casă acolo. Dacă aceasta nu este casa care îți face bine, dacă aceasta nu este casa în care te întâlnești cu Dumnezeu, dacă aceasta nu este casa în care te bucuri de calitatea de fiu și El, Dumnezeu este Tată, dacă aici nu este casa în care Dumnezeu vorbește, frate rândunică, trebuie să te pocăiești. N-avem nevoie de cuiburile tale. Nici Dumnezeu n-are. Casa lui Dumnezeu trebuie să fie și casa noastră. El este Tată și noi suntem fii. De aceea fă-ți obiceiul să vezi locul acesta nu un loc unde vii cu greu, ci un loc unde locuiești. Mă duc acasă. Mă duc să mă întâlnesc cu Tatăl meu. Mă duc să mă întâlnesc cu Mântuitorul meu. Mă duc să aud pe Duhul Sfânt vorbindu-mi. Mă duc să mă întâlnesc cu frații mei, cu surorile mele. Mă duc să mă întâlnesc cu Marele Împărat, pentru că El se prezintă în templul Său, în casa Lui. Amin? Vrei să-L vezi pe Domnul? Fă să-ți moră împăratul. Iubește închinarea și fă casa Domnului. Nu un cuib unde să-ți arunci tu ideile și planurile tale demonice sau ale mele, ci un loc unde să vezi că Dumnezeu locuiește și un loc pe care îl alegi și tu și aleg și eu să locuim împreună cu Dumnezeu. Și atunci totul se schimbă. Atunci ne întâlnim cu Domnul. Atunci vedem pe Domnul. Atunci ne bucurăm în închinare. Atunci ne plecăm și ridicăm hârtia de jos, pentru că această casă e casa Domnului și casa noastră. N-avem femeie de serviciu în biserică. Casa aceasta este casa noastră. O îngrijim, o respectăm și o facem frumoasă. Amin? Aceasta trebuie să fie atitudine față de casa lui Dumnezeu. Față de locul unde locuiește Dumnezeu. El este sfânt și noi trebuie să ne purtăm cu sfințenie.
să ne prezentăm cu sfințenie în fața Lui și să-i spunem: Doamne, am venit să ne întâlnim cu Tine, să ne închinăm înaintea Ta, să-ți aducem laudele noastre. Am murit față de mine, Doamne, Tu ești împăratul meu, arată-mi slava Ta. Și Dumnezeu se coboară cu slava Lui, cu cuvântul Său, cu puterea Duhului Sfânt, cu descoperiri dumnezeiești, cu un cuvânt bogat din Scriptură care îți deschide mintea și vezi pe Dumnezeu cum nu L-ai văzut niciodată, cu mângâierile pe care le dă numai Scripturile și Dumnezeu, cu mântuirea Lui, cu ungerea Duhului Sfânt. Este Domnul în casa Lui? Ne ridicăm în picioare și vrem să-I aducem închinare din nou într-o rugăciune. Ne-am închinat în rugăciune, ne-am închinat în cântare, ne-am închinat în cuvânt, din nou vrem să ne închinăm în rugăciune. Și în această rugăciune spune-I: Doamne, știu lucrurile care mă frământă, știu lucrurile care mă domină. Te rog, ajută-mă prin Duhul Tău să omor faptele firii pământești, ca să nu mai trăiască eu-ul meu și ambiția mea. Să pot să spun și eu ca Apostolul Pavel: acum da, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.